Și în continuare vreau să-l rog și pe domnul Oleg Brega, care este un activist civic cunoscut, un activist în domeniul drepturilor omului, un feminist, vreau să vă spun, nu știu dacă știți, dar sunt și bărbați feminiști. Și ăștia sunt frații noștri de armă, de arme, cum să spun eu. Deci mă bucur foarte mult că nu este doar domnul Oleg Brega în societatea civilă din Republica Moldova, avem mai mulți bărbați care ne sunt alături în această luptă, dar domnul Oleg Brega este un nou exponent al mișcării pentru drepturile omului și este într-adevăr o persoană cunoscută care este pe baricade de câteva zeci de ani. Și ne bucurăm foarte mult că și-a făcut timp să fie alături de noi și să-și împărtășească experiența cu privire la reflectarea acestor cazuri, la prezentarea acestor cazuri, la experiența dumnealui în acest context, pentru că are o experiență largă. Știm foarte bine că foarte mulți dintre eroi și eroinele materialelor pe care le face sunt persoane în anumite situații de risc, în situații dificile. Vă rugăm foarte mult, domnul Brega. Mulțumesc pentru invitație. Mi se pare o inițiativă extraordinară a Partidului Verde Ecologist să se înscrie în aceste două săptămâni de promovare a reabilitării victimelor violenței, de promovare a apărării drepturilor persoanelor. Mai des femei se întâmplă să fie victime ale violenței domestice. Publicul meu pe internet, în mare parte, e masculin. Asta probabil se datorează faptului că femeile sunt ocupate cu casa, cu serviciul, unele mai îndrănesc să facă și carieră și n-au timp să stea pe rețele sociale. Dar asta e o oportunitate pentru mine să comunic direct cu principalii vinovați ai violenței domestice sau ai violenței împotriva femeilor în spațiu public. Și iată, o să vin acum cu exemplu concret, un bărbat care mi se plânge des, vrea să mediatizez cazul lui, se jeluie că nevasta a luat copiii și a plecat peste hotare și nu mai vrea să comunice cu el deloc, nu-l lasă să vorbească nici cu copii. Mediatizez mărturiile lui. I-am invitat-o și pe ea să vorbească, să dea replică, dar a refuzat mult timp până când într-o zi s-a hotărât și mi-a trimis mesaj privat cu discuția între el și ea și am văzut cât de violent verbal e el sau era, că acum probabil nu mai comunică. Și atunci de câte ori mai am interviuri cu el, țin partea femeii, fac un fel de avocatură de apărare și îl critic pentru atitudinea lui, pentru comportamentul lui și se pare că până la urmă am reușit, omul a renunțat să o mai hărțuiască și blazat așteaptă ca copilul să împlinească majoratul și să decide singur pentru sine dacă vine să comunice cu tatăl, să beneficieze de banii pe care îi adună el și îi pune deoparte pentru acel copil sau nu. Și asta mi se pare o reușită, o victorie a mea în acel caz concret. Deci cred că asta ar trebui să facă vloggerii, să completeze ceea ce nu reușește sau nu vrea să facă statul, ceea ce nu reușește sau nu vrea să facă mass media, mai ales cea de stat întreținută din banii publici, care ar trebui să se ocupe de promovarea acestor standarde noi de comportament în familie și în societate. Vedem că elitele politice, culturale au reușit până la urmă și ratificarea Convenției de la Istanbul și includerea în lege a unor prevederi foarte bune și cu ordonanța de protecție sau ordine de protecție, cum se numește în România, și cu criminalizarea violenței domestice, dar societatea încă nu știe, societatea încă citește cu mare evlavie meșterul Manole și îl dă ca un exemplu bun de sacrificiu al meșterului că și-a sacrificat nevastă cu copilul în burtă, când asta din școală, din familie ar trebui să fie condamnat, predat critic și soacra cu trei nurori tot așa să se spună că nu e o soluție bună să-ți bați, să-ți distrugi, să-ți omori soacra și să minți pentru soții tăi că ea a fost bolnavă și tot așa, cum se întâmplă la creangă. Deci, noi, vloggerii, jurnaliștii autoproclamați la firul ierbii, trebuie să încercăm, măcar ca medicii, să nu dăunăm dacă nu suntem capabili să facem bine.
dar în măsura posibilităților să ne documentăm despre ce prevăd legile noi, standardele internaționale și să le promovăm ca să contribuim, să punem umărul sau degetul mic la schimbare înspre bine, înspre progres a societății noastre. V-am surprins cu sfârșitul abrupt. Este foarte important, sunt foarte importante și valențele discursului pe care le promovează influencerii, influencerele, bloggerele. Vreau să punctez aici, doar fiind o exponentă totuși a Partidului Verde Ecologist, în ultima campanie electorală, doamna Dumitrache a subliniat rolul politicienilor și faptul că politicienii ar trebui să se ocupe foarte îndeaproape, inclusiv de această problemă. Am fost Platforma pentru Egalitate de Gen, ne-a semnalat pe noi, verzii din Republica Moldova, alături de domnul Leg Brega, care a fost pe listă împreună cu noi în această campanie, ca fiind promotori și promotoare a egalității de gen, ca fiind un partid cu un discurs progresist, cu un discurs care păstrează și transmite și promovează valențele egalității de gen și comunicării eficiente, non-agresive și așa mai departe, și care promovează femeile. Verzii, într-adevăr, promovează femeile și nu doar verzii din Republica Moldova, verzii ca mișcare europeană, ca mișcare globală. Și mulțumim foarte mult domnului Brega pentru contribuția pe care o aduce, pentru că a fost nominalizat inclusiv personal ca un influencer care este un promotor a egalității de gen și nu este corect, vă spun, că pentru femei luptă doar femeile. Avem și bărbați foarte buni și doamna Dumitrache a punctat foarte bine că nu putem reuși noi femeile doar pentru femei. Cum nu pot bărbații reuși să-și realizeze potențialul și drepturile de unii singuri, așa nu reușim nici noi. Deci întreaga societate trebuie să milităm pentru toată lumea, pentru echitate. Și mulțumim foarte mult tuturor celor care militează pentru drepturile omului, care încearcă să promoveze discursul corect, valențele corecte, atitudinile corecte, non-agresive, non-discriminatorii. Este extrem de important acest lucru și evident că fiecare picătură contează. Deci ți se pare că poate printr-o realizarea unui live sau unei emisiuni parcă nu ai făcut mare lucru, dar să știi că acea picătură va toci până la urmă stânca, va toci până la urmă piatra.